Campionatul județean fotbalistic al Ligii a 4-a se apropie de linia de final a primii sale treimi, sâmbătă fiind programată etapa cu numărul 8 din tur. O etapă ce se anunță interesantă, mai ales că lidera clasamentului Dunăra Giurgiu va întâlni acasă ocupanta locului 3, PSR Real Colibaș. În eventualitatea unei înfrângeri a giurgiuvenilor sau unui egal, Arsenal Malu ar putea trece pe primul loc, pentru că are meciușor acasă cu Real Vărăști, acum pe locul 8 în clasament. Toate partidele de sâmbătă sunt programate începând cu orele 16. Iată clasamentul Seriei Sud după etapa cu numărul 7.